Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Eurotruck Simulator 2, care noastră cu camionul Seiko Hand. Bă, băieți, am pierdut 3 curse făcând această curse, cum să fac acest episod, a doua parte a acelui episod, care mergeam la Seigedin, dar unde mergeam noi. Data asta mergem la Pex. Vreau că mai departe aici. Plecând din Timișoara, ne ajunsesem undeva pe aici, în episodul trecut. Hai să-i dăm drum, poate ajungem cu asta la ar trebui să ajungem, avem 300-380 km, ar trebui să ajungem repede până acolo. Cum e după asta? Mă gândesc. Hai mă, ce-o... Păi mă, vitezăm. Crescut sensibilitatea mouse-ului și mă cam deranjează. Dar mergem în continuare. Nu uitați să vă abonați și să dați un like acestei serii. Așa cum ați făcut-o și până acum. Am văzut că e un succes. Cel puțin seria de Eurotruck. Dar am avut probleme, Timișoara. Noi să ținem banda de aici, nu? Da. Mergem înainte pe ce facem stânga. Ok, dacă ne putem băga aici, că banda asta a doua se va închide. Mă gândesc. E 50 de metri aici. În oraș. În orașelul ăsta e 50. Bine, orașel și eu acum. Timișoara, orașel. Hai că da. Bun, aici va trebui să facem stânga. Păi, mei, eu ce să vă fac? Nu știu dacă aia... Bă, acuia a pus vina, dar... Eu trebuie să fac stânga iar aici. Da, prieteni, și cum vă ziceam, această curs de la unde am plecat, nu mai țin minte, la Seghedin, unde era trebuia să mă duc, sau Budapesta, unde era trebuia trecută, am ajuns să ajungem la Pex. Asta e. Aici s-a făcut galben tot. A, e o amendă că am trecut, am forțat galbenul la cel mai. Hai să vedem ce facem aici. L-am luat pe ăla cu pateu, mașina aia de 7,5 de cheia. Nu știu, deci ieșim la autostradă, da? Hai că asta mea... Ce mă? Ah. Am mers cu viteza mai mare decât trebuia, am înțeles. Și acum merg cu viteza mai mare, nu. Și acum merg, mă, cu viteza mai mare, dar nu. Doar m-am înșelat eu. La Nădlac trebuie să ajungem noi. Op, hai, trebuie că s-a urcat pe acolo. Aici facem dreapta. Hai
Bă, de chiar în realitate rupeam toate cauciucurile. Cel puțin la de morga. Cred că un realist ceva Bagă-mă cu și tu cauciucurile viteza, ar fi că ai fain chiar și un la video. Adică când atingi cum ating eu acum, cum am atins eu acum prin toate bordurile, se vedea de cauciucurile. Pentru că în realitate așa se întâmplă. Se vedea de cauciucurile. Ai că da. Mergem cu viteză, ieșim în Europa, ieșim în Europa de data asta. Chiar ieșim în Europa de data asta. N-avem de ce ieși pe aici. Că nu avem de ce să ieșim pe aici de astăzi. Nu avem de ce. Ne mergem înainte spre vamă, ieșim din țară, ne ducem la PEX. Și de la PEX suntem în Europa, băieți. Suntem în Europa, vom face milioane de euro în Europa. Sper. Asta în cazul în care nu vom face accidente. Nu vom face daună totală, mă. Ăla din spatele meu, nu știu ce face, sunt doi în spatele meu care șicanează pe acolo. Ăsta se va băga în fața mea în vamă. Acum eu pot să-l depășesc. Frână, frână. Avem pe ăsta în fața noastră. Să te dic întărire la următoarea. Nu te bagi, boss. La a doua mă bag eu. De tone. Așa, pe aici. Să luăm după ăștia, mă, până eu știu. Hop. Da, frâna mea aproape inexistentă. Trebuie să-mi pun la adaptive control. Aparent pe profilul ăsta nu e activat. Așa, hai să așteptăm aici. Mai avem 200 și ceva. Intrăm pe aici, da. Ne verifică asta pe noi. Cei mai corect șofer din lume, dacă nu trecem de... Așa, opriți motorul. Am oprit motorul. Bun, și până de mână. Uite-ne, mă, verificați-mă. Aoleu. Sper să nu găsesc ce am ascuns. N-au găsit. Proștii. N-au găsit. Așa. Bă, până și controlele nu se mai fac cum trebuie, mă. Ne aveam ceva și noi luat pentru afară, da. Asta e. Să mergem, că mai avem 253 de kilometri pe autostradă, bineînțeles. Să vedem o leacă, mă, stop.
că avem aici așa ceva în noi, preferințe joc, simulare oboseală, consilier traseu, nu, dificultate, ocoliri, fusuri, scene inductive, inversare mouse, nu mă interesează, cutie de viteze esențială, nu, revenire volan, interval, intensitate frână, nu, simulare suprafață neregulată, cuplare avansată remorcă, cabluri, senzori ploaie, e activat limitator viteză, e activat și ăsta, retarder automat, lasă-l așa, frânare de motor, lasă-l așa, pornire automată motor, nu, acționare automată, frână de așa, coborâre așa, simulare frână pneumatice, consum carburant, pilot automat așa, pilot așa, control de croazieră adaptiv, control de croazieră adaptiv. Distanță de 40 de metri, sistem de frânare de urgență, accesorii dinamice, aici e parametri, factor, rotație, nu? Denumiri, afișaj, unități. Nu e aici. Nu știu unde e nou. Da, mă rog, o să o găsim noi. Să-i dăm bice, boșilor, până la final, până în text. Aici ieșim și mergem către Pexuleanu. Mai avem din 240 km, facem media regulă, mă. Sau cam așa sper. Hai să ieșim pe aici. Bă, revenim în România când avem bani. Să cumpărăm toate orașele din orașele, toate garajele din România. Mergem la Pex, la Pex, la Pex. Pex. La Pex, la nu. Pex. Pex în Pex. Bă, dacă camionul meu mai mult de 60-61, ai că e 70 limita. Nu știu ce stau la semafor aici, hai că ăla... Și pe aici pot să o iau și eu. Hai că mai avem 200 km pe din și o să... Oh! Oh. Ce mă, gata, mi-a luat o rată de 8000. Numai bine, 8000 am făcut și cred că face și cursa asta mea, până la Pix. Da. Mai recuperez bani de pe rată. Opa, să nu mă... un bord cu unul de ăsta, mă, că... Au! Am ajuns la Seged. Segedin, Seged. Oh.
Așa se merge în spatele lor. A oprit, ca să iei curba. Amândoi fac dreapta. Eu cred că dividata mea o să fie prea mare. Altfel nu mi explic mișcările de bruște de maus. La merge înainte, eu fac să face stângă, eu fac dreapta. Ăla din spatele meu, cu așa mic, a făcut și el dreapta și mă va depăși. Sper. Mai avem 192 km. Și ajungem în Pex, prieteni. S-a terminat, se ghidinul, ăla nu mă depășește, și mă bag în fața lui, credea să mă depășește. Hai bă, depășește-mă. Așa că stai acolo dacă mi-ai depășit. Vei ce mergem înainte. Dai bice, băi, nu sta, băi, bă, 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 bă. Motorin avem? Avem, ne trebuie, bun. Asta cu mașina mai puternică nu merge repede, tu mergi cu 50. Nu pot să-l depășesc acum. Cu depășire, nu pot sta după. Nu pot să stau după el. Ce am făcut, mă? S-a-mi bat picioare de mi-am dat seama. Unde am stat varele mult, că m-a atins pe unul. O să-mi ia, știi, ceva bani pe avare de remorc. Da, asta e. Are tractoarele pe când. Aici e drum național, prieteni.
Asta e drumul ăsta merge, știi cum e. Aici facem stânga la Nazare. Și avem torul, bineînțeles. Avem tor roșu. Avem 122, hai că avem timp să trecem peste 120 de kilometri. Uite bă, camioane, Mercedes, MAN, Scania, toate modelele posibile și imposibile. Hai că deci putem merge cu 90. Pe greu mi-aș vrea de asta, mă. Trebuie să ajung la 80 acum eu. Să ajung la 80, să merg mai repede un pic. Acum mai avem mai puțin de 100. Până la final. Gata, băi, te avem sub 100 și ieșim pe autostrada. Nu aici, la următoare. Aici nu știu. Aici ieșim, bă, ieșim de pe autostradă, intrăm pe alb. De aici ai, dacă vii de aici, la Seger și la Dregel. E mai complicat acolo. Dacă vii din spate. Pe autostrada asta, bineînțeles. Noi mai avem 74 km și ajungem la destinație. Destination. De unul iese de la Peco. Au timp să fie vânt până vin eu. Tunel, mă. Tunel. Două tunele.
trei tunele. Cred că astea sunt tunelele. Mergem pe aici, nu avem ce rost să mai depășim. Pex și graț. Ok. La prima ieșim. Sens giratoriu face în dreapta. Ah, nu, ieșim, nu sens giratoriu. Supără că e sens giratoriu de pada ieșire. Da, fix încolo. Fix încolo, bă, la dreapta, mă. Și intrăm în PEX. Din câte văd eu, se termină autostrada. Și deja văd și livrarea. Venim, bă, venim! Să livrăm la PEX aici. Am descoperit PEX-ul. Că ăla s-a băgat pe Panda 1, dar... Este în generator acum, că s-a băgat prost. Așteptați să facă verde. Haide să stăm noi. Trebuie să facem stânga. Să-mi dăm avare, că când dai cu spatele, tot să dai cu avare. Așa. Să o punem o rampă și noi. Rampa asta.
Asta se face parcarea. Op, 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 unde duci, Florin? Asta a fost episodul, prieteni, data viitoare, numai bine, pa, pa!